Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria GăteșteUșor.ro. M-am gândit să vă arăt cum puteți să pregătiți platouri cu aperitive festive pentru petreceri sau ocazii speciale. Sunt aperitive reci care se fac foarte ușor, cu un pic de îndemânare și cu ingrediente la îndemână. Așa că dacă vreți și voi să vedeți cum se fac, vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. Cu aperitive o să avem nevoie de rucola, grisine, foi pentru tortilla, prosciutto, roșii sherry, mozzarella din aceasta biluțe, koji pentru tarte de mai multe forme, chives sau ceapă verde, cremă de brânză, germeni de muștar sau alte verdețuri, unt, șuncă, salam feliat, busuioc, biscuiți sărați, salată de icre, cimbru verde, ardei iute, ardei capia, pâine, file de somon afumat, salată de vinete, ardei capia galben mărunțit foarte bine, sare și piper. Voi pregăti mai întâi o ruladă cu foaie de tortilla și somon, pentru care am să amestec crema de brânză cu ardeiul, cu sare și puțin piper. Puteți să folosiți și alte condimente, boia dacă doriți să fie colorată, și o voi amesteca. Am aici o farfurie pe care am acoperit-o cu folie de plastic, am să pun o foaie de tortilla și am să o un cu cremă de brânză. Găsiți rețeta pentru foi de tortilla pe site-ul meu. Voi pune frunze de rucola, pe care le voi aranja și presa ușor, iar peste ele bucățele din acestea subțiri de somon afumat. Voi rula foaia și o voi strânge foarte bine. Și o voi împacheta foarte strâns în folia de plastic. Și voi pune rulada în frigider pentru o jumătate de oră. Voi pregăti acum grisine învelite în prosciutto, pe care le voi rula pur și simplu până le voi acoperi cu bucata de prosciutto. Am terminat grisinele, voi pregăti acum tartele umplute cu salată de icre. Găsiți rețeta de salată de icre pe site-ul meu, iar cojile acestea de tarte puteți să le faceți voi sau să le cumpărați gata făcute. Iar deasupra lor voi pune bucățele din acestea de chives pe care am să le tai cu foarfeca sau putem să le tăiem în segmente mai mari. Voi face acum niște frigărui caprese. Pe scobitori voi pune roșie sherry, o frunză de busuioc, o biluță de mozzarella și încă o roșie sherry. Voi pregăti acum roșii sherry umplute cu vinete. Pentru asta am să le tai un capac și am să le păstrez partea verde, iar apoi le scot miezul. Și acum voi umple roșiile cu vinete puse în poși și le voi pune capac. Am aici cremă de brânză, am să o condimentez cu sare și cu piper. Am aproximativ 100 de grame de cremă de brânză, peste care am să adaug 20 de grame de unt moale și am să le amestec foarte bine. Am pus crema de brânză într-un poș, la fel ca mai devreme, și am tăiat câteva fâșiuțe de somon, iar acum pe biscuiți am să pun crema de brânză. Voi pune o fâșie de somon și câțiva germeni de muștar. Voi pregăti acum niște sandvișuri și mă voi folosi de un decupator. Voi tăia pâinea pentru a obține o floricică. Voi decupa acum bucățele de ardei capia și voi face câte una pentru fiecare sandviș și la fel voi proceda și cu feliile de șuncă. Iar acum voi începe să asamblez sandvișurile, voi lua câte puțin unt și voi unge pâinea. Voi pune o bucățică de șuncă, o bucățică de ardei, o feliuță de șuncă și o bucățică de pâine. Am să o ung întâi și apoi am să o pun invers și am să fixez totul cu o scobitoare. Și în felul acesta am să le pregătesc pe toate. Voi pregăti acum ardeiuți umpluți cu felii de șuncă. Voi tăia o parte din ardei și voi folosi partea cu cotorul pe care o voi goli de semințe. L-am terminat de golit de semințe, iar acum am să-l decupez în zigzag. L-am decupat de jur împrejur. Acum voi lua o felie de șuncă și voi ia bucata de șuncă și o voi înfige în ardei. Voi face acum trandafiri din felii de salam. Voi lua felile de salam și le voi întinde pe tocător și le voi rula. În partea de jos voi pune o scobitoare și voi începe să desfac felile de salam ușor, ușor. Le voi pune pe față. Iar la final voi desface rulada făcută mai devreme și o voi tăia. Dragii mei, platourile cu aperitive festive sunt gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, GăteșteUșor.ro. Vă urez poftă bună!